Pentru că Born a venit cu o chestie care este încă și astăzi discutată, cu variabilele ascunse. Da? Care este esențial pentru teoria, pentru interpretarea probabilistică. Eu mă întorc numai la cum îl cheamă? La Hugh Everett, care nu era de acord că în momentul în care eu mă uit, o anumită probabilitate, că funcția de undă colapsează, se prăbușește, însemnând că dintre toate probabilitățile, una dintre ele devine unul, deci devine certitudine, trec peste toate, le găsiți aici, pentru că aveți o mulțime de lucruri și băiatul ăsta cu care suntem noi, de care ne-am ocupat o mulțime, pe care îl cheamă Ray Kurzweil, și de viitorul care înseamnă că vom trece la peste vreo 20 de ani în sala asta, nu o să mai știți care sunteți oameni biologici și oameni digitali, pentru că veți arăta perfect, ca să spune Kurzweil și nu numai el. Trec peste o mulțime de lucruri pe care le găsiți aici. Asta aș vrea să vă arăt. Deci, asta este o scenă din Transcendence, din film. Și vă rog frumos, uitați-vă de desubt aici, pentru că asta este un culoar din Creed-ul, din sistemul de la CERN, pe care dacă veniți la noi, la Atlas, la Institut, la scară mai mică, vedeți și pe el, și pe el acolo. Am spus că ultima frontieră pentru mine este transcendentul, însă asta este ultimul slide și la el vreau să mă uit, pentru că la tot ce v-am spus acum, până acum, puteți să uitați, puteți să faceți ce vreți cu ele. Dar vă rog frumos de tot, uitați-vă, deschideți Wikipedia și luați-vă de acolo și uitați-vă la decalogul lui Noam Chomsky, care, mă rog, se numește decalogul manipulării prin mass media, dar, din păcate, se poate extinde la cam tot ce se întâmplă în lumea asta. Și din acest decalog, care este fabulos, pur și simplu, ceea ce pe mine mă îndemnește cel mai tare sunt poruncile 7 și 8, în care se spune ține publicul în ignoranță și mediocritate, iar cea care vine pe urmă este absolut cumplită, fă oamenii să considere că mediocritatea este starea normală, aveți sau n-aveți, sau să aveți copii. Uitați-vă la acest decalog pentru a vă autoproteja dacă veți simți vreodată nevoia, și pe copiii învățați, pentru că, cum să spun, Universul e o poveste superbă pe care oameni, sunt mulți dintre cei care sunt aici, încercăm să vă spunem. Eu v-am spus-o în prea lung timp și în cuvinte prea proaste, dar e o poveste care merită citită și povestită mai departe. Mulțumesc! Subiectul în sine este extrem de provocator, pentru că mi-aduc aminte de una din ideile sau din zicerile lui Steiner, care spunea cât de fascinant e că acest univers al materiei formate din atomi, din chimie, din elementele acestei se structurează până într-atât încât să creeze operele lui Shakespeare. Deci tranziția asta de la partea de hartă, de structură, de tangibilitate, de explicare, se lovește de o problemă extrem de interesantă legată de cogniție, legată de sensibilitatea respectivă, de qualia, de trăire, de dimensiunea umană și mai ales de creativitate într-un domeniu, să zicem, poetic. Cum se poate face această trecere de la tangibil și materia pe forțe și explicații, și care funcționează și se nuanțează din ce mai tare la niște probleme care sunt de o problemă mult mai subtilă, mai inefabilă, în care apare pentru prima dată în mod
din ce în ce mai coordonat știința minții. Cuvântul știința minții și partea de studiu explicit al problemelor de conștiință devine o problemă fundamentală, care noi am evocat-o prin multe fațete și care, într-un fel sau altul, trebuie cumva să se închidă bucla asta în a căuta, între ghilimele, explicația mașinii care mă poartă pe univers și după aceea să ajungem să înțelegem și ce căutăm folosind această mașină și care ne este direcția și sensul. Bineînțeles că în etapa următoare câteva întrebări, dacă aveți pune, având în vedere că este aici Andrei și stăniți eventual de această prezentare, poate aveți vreo întrebare pe care vreți să puneți, microfonul vă poate aparține, putem să-l plimbăm. Atunci, în încheiere, m-aș întreba, aș sugera să vă uitați un pic pe, după ce obschi, pe internet, găsiți la partea de video o grămadă de interviuri pe care Chomsky le-a dat, sunt foarte bine structurate în ultima perioadă și care sugerează un lucru important de imunizare vis-a-vis de mema care mi se bagă din ce mai tare în a deveni mediocri și a valorifica mediocritatea, apropo de ce zice zona respectivă. Poate reușim împreună și această întâlnire de luni și-a propus treaba asta să aducă în față persoane cât mai diferite, fiecare punând în continuare faptul că îl veți putea, l-ați avut aici, puteți să-l accesați direct și puteți colabora direct cu oricare din invitații noștri pentru a putea eventual lămuri mai bine anumite aspecte, pentru a putea eventual avea șansa unei documentări sau unei colaborări la un nivel mai înalt. În rest, ce să zicem decât că vă așteptăm, este a șasea ediție, încercăm să ne deducem șasea sezon, încercăm săptămâna viitoare, lunea viitoare, avem din nou pe Andrei, vă aduceți aminte, a mai fost la noi, este, apropo de partea de yoga, este un om extrem de interesant, un indian, lucrează la Paris, dar nu că lucrează la Paris, și are împreună cu cei de la Geneva o cercetare extrem de interesantă de pe problemele de neuroștiință și problemele de proprietăți pe care mintea, în anumite stări de conștiință modificată, sub control, le poate avea. Sugerează niște probleme extrem de interesante, căci pentru prima dată am auzit, puțându-se aici în cafenea, că meditația nu înseamnă numai simpla idee de a îngoli mintea, ci mult mai mult de atâta, de acord cu el și aceea cine dorește să-l asculte din nou, venind din nou în țară, ne va fi la cafenea săptămâna viitoare. Avem deja încă două ședințe pregătite. Urmează lunea cealaltă o întâlnire cu o familie absolut deosebită. Mi-au fost prieteni și nu sunt prieteni și mi-au fost studenți, elevi, care în clasa 10 erau el și ea, prieteni, au rămas împreună după 25 de ani. Au fost la prima școală de vară fractal de la Reșița, făcută în 95, și care în principiu acum sunt, ea este pe Der Spiegel, prima milionară în euro la nivelul de 25 de ani, are prima firmă de call center internațional, are prima afacere pe care o conduce numai de la distanță prin internet, conduce avionul, are două avioane private cu care se plimbă prin lume, are o firmă cu care se plimbă cu baloane și ne oferă o altă mișcare, care înseamnă, de fapt, o aplicație a fermentului nostru de a schimba oameni, care ia pentru un caz concret a faptului că dacă ne luăm în serios și dacă ai dorință și ai înțeles noua resursă, merită bine să ne împărtășească ceva din experiența pe care a dobândit-o, călătorind, nu cred că există prin un punct prin lume să nu fi fost, iar prietenul ei, nu numai care avion, dar a făcut inclusiv cursuri de pilot pe Boeing și a pilotat Boeing-ul profesional mare la nivelul de curs și a făcut lumea pentru ei mică, dar se poate și au pornit la o tabără. De la Reșița, nu ar fi visat vreodată, dacă nu se făceau niște întâlniri de acei gen, cum fost întâlnirile cu noi ca sau cu Părintele Galeriei. Și o ultimă întâlnire deja pregătită este cea a discuției cu Andy Caragea, vis-a-vis de o serie întreagă de probleme de a înțelege, de fapt, ce înseamnă inteligență. E un cuvânt care folosim des, pe lângă cuvântul informație și ne va sugera punctul de vedere, un om fondator al Centrului de Studii Complexe și care are deja o viziune destul de formată. Deci deja avem cam patru temele, noi le vom anunța pe internet ca de obicei, pe pagina centrului
și așteptăm propuneri în continuare de teme, oferte de prezentări, oferte, dacă mai auziți, personalități care vin în țară întâmplător și ar putea să vină la, să le putem invita la, ne-ar fi favorabil să ne anunțați, astfel încât să putem avea un fel de jam session intelectual cu care, din care să ne putem extrage mai departe teme individuale de masterat, de doctorat, puțin altfel decât cele dovedite. Vinerea asta se va întâmpla în două locuri din București și în mai multe alte locuri din țară, noaptea cercetătorilor. Centrul pentru studii complexe va fi în întâmplare la piața universității, cealaltă întâmplare va fi la AFI, dacă nu înșel. În primul rând, pentru cei mai tineri, dar și mai puțin tineri, cred că este o ocazie specială să întâlniți oameni din domenii foarte variate și de aceea vă recomand să veniți. Timpul sau intervalul de vizită pentru public va fi între 17 și 23, pe 25 septembrie, vinerea asta. Iar pentru cei mai apropiați care își pot rupe ziua de vineri de la alte activități, ne prinde bine o mână de ajutor începând cu 10-11 dimineața, tot în piața universității. Și cam atât vreau să spun. Eu încerc scurre... Eu trebuie să vă prezint scuze colegului cu discuția cu interpretarea probabilistă. M-a luat gura pe dinainte, variabile de ascunse sunt care de David Bohm, nu sunt care de Max. Nu, am zis Arun Born, a fost în 1927. Nu, am spus, mi-am cerut scuze că am spus ceva ce nu era corect, cu oameni mi-a căzut. Știi că mai vreau să spun. Nu, eu atât am avut de spus pe moment și așteptăm să intrăm în atmosfera noastră, așteptăm ca teme și mai ales să ieșim din această postură de, cum să spun, mai statică, mai de spectator, pentru a putea intra în grupe de cercetare. Avem șansa să formăm grupe de cercetare pe teme de interdisciplinaritate. Sunt în formare o serie întreagă de colective care studiază acum reacții, modele pentru partea asta de neuroștiință, de formarea unor concepte în inteligența artificială. Ați văzut problemele de cyber physical system și cyber social system, care sunt într-un tandem interesant. Nu știu dacă știți, la Politehnică se află în fază terminală ca și construcții, urmând ca anul să se doteze, anul viitor să doteze un laborator de cercetare în problema inteligenței artificiale, o clădire de vreo 9 etaje dedicată acestei teme. Deci probleme de genul ăsta vor necesita la IFA, la fel, la ILAI, vor fi niște laboratoare cu disponibilități foarte mari. Vă spuneam de laboratorul din grădina botanică, de biodinamică, unde se încearcă înțelegerea prin experimentare și cu o dotare foarte deosebită de modelarea fenomenelor de viu la nivel de celulă, la nivel de metabolism celular, de a înțelege, dar și cu experiențe concrete unde vin oameni din toată lumea și din cauza dotării, în centrul Bucureștiului. Deci sunt multe zone interesante care ar putea la un moment dat să devină centre de cercetare, măcar de consultanță sau de mentorat pentru teme de masterat mai deosebite sau de doctorat mai deosebite, ca să ieșim din această tematică foarte disciplinară, foarte orientată, fiecare pe meseria lui, asta fiind, de fapt, esența acestui grup de lucru mic ca prima complexității, să permită interferența dintre discipline pentru a determina niște teme de interes și de a le difuza în social, de a le difuza mai ales pentru profesori care, profesorul altul, sunt prins în această, să zicem, capcană a tematicii și dau disciplină, dau teme de cercetare sau teme de masterat sau de licență, chiar teme care le-am văzut și eu pe vremea mea când eram student. Adică e păcat, e păcat. Suntem în secolul 21 și ne comportăm destul de... Cer scuze, poate fi caiura întrebarea mea. Am văzut între slide-urile acelea pe care le-am dat mai repede, mi s-a părut că am zărit o diagramă pe șui. Nu. Aqua. Nu. Da. Aqua. Eu sunt incult în ceea ce privește Feng Shui-ul și nici nu sunt foarte mare partizan, așa dacă se întâmplă să fi fost, deci era doar roata Dharma și la mijloc se recunoaște, deci era foarte palid acolo, perechea Yin Yang povestea. Dacă ați găsit în altă parte, spuneți-mi și mie ca să mă uit unde am pus așa ceva.
Oricum, veți avea pe internet, bineînțeles, ca de obicei, pe maxim o săptămână, înregistrarea va fi pusă tot pe canalul YouTube CSC cu România, unde aveți toate orele înregistrate de-a lungul tuturor întâlnirilor noastre. Și, practic, materialul auxiliar care reprezintă acest PowerPoint va fi și el atașat la prezentarea respectivă. Și, bineînțeles, că este doar o sămânță. De aceea vă spun, suntem, încercăm să facem doar un fel de nucleație, dacă vreți, a semințelor pentru o altă tematică sau altă lume. Semințe, pentru că se dezvoltă. Ele se dezvoltă cu ajutorul nostru. Suntem, din păcate, într-o situație de hipercritici. Noi, de asta simt în România, de fiecare dată când ajung și vin din sănătate, suntem o structură hipercritică în care, în loc să venim să adăugăm ceva, fragmentăm. Pe discipline, pe probleme, nu căutăm media limbajelor, ci adevărul absolut în numărul căruia le facem dușmani. E păcat. Noi încercăm să folosim o gândire critică, care trebuie formată de mic, să dăm o parte, cum zice Șerban, sofismele, trebuie să învățăm chestia asta, este o tehnică minunată, importantă, dar merită să putem gândi la nivelul unor teme care efectiv au nevoie de abordare transdisciplinară, interdisciplinară. Și avem în domeniul ăsta, slavă Domnului. Numai atât, mă uitam așa cu cât se duc pe fel de fel de bani băgați în Cyber Physical System sau Internet of the Things. Este o cercetare extrem de mare. Dacă vreau să obțin bani, de exemplu, ca să aduc unei jucării un cățeluș electronic, un roboțel, să-i dau sentimente, de primele emulări de sentimente, găsesc bani. Și dacă să conserv sentimentele unei comunități, nu găsesc bani. Deci sunt niște probleme de ordin social. Adică trebuie să ne punem problema la momentul acesta. Și asta ar fi rolul cetului, pentru că acestui grup, ce știi vorbit, sunt alte grupuri. Nu e obligatoriu să fie eventual rezonanță cu toată lumea. Dar noi ne-am propus și de la general ca să creăm punți între discipline, între oameni care să-și poată învăța, în primul rând, să ascultăm disciplina celuilalt. Asta este un exercițiu foarte interesant. Să-l ascult pe celălalt care poate vorbește într-o cheie pe care nu o înțeleg, dar trebuie să am răbdare ca să formez. Ca o fel de muzică care poate să decodifie, ca să poți să comunici cu omul respectiv. Ai arătat că